Celebrul actor Horațiu Mălăele, originar din Târgu Jiu, a devenit gorjanul anului, acest titlu fiindu-i acordat de către Consiliul Județean Gorj în cadrul ședinței din data de 29 iunie. Așa cum a spus, avizul Comisiei Juridice Buget Finanțe și pentru învățământ stabilite favorabile, drept urmare trecem la votul pe articole, proiectul de hotărâre, articolul 1, se acordă distinția diplomă de excelență domnului profesor universitar dr. Gheorghe Mele. Cine este pentru? Votul împotrivă, sunt abțin de votul 34 de voturi. Deci, avem onoarea de a avea astăzi, ca oaspete al Consiliului Județean Gorj, o mare personalitate a lumii teatrale românești contemporane. Domnule Horațiu Mălăele, maestre, am plăcerea și onoarea ca în numele Consiliului Județean Gorj să vă înmânez cea mai înaltă distincție a județului Gorj, titlul Gorjean Anului. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți în domeniul culturii. Vă dorim multă sănătate și mult succes pentru a ne dărui în continuare momente minunate prin talentul dumneavoastră uriaș. Considerați această distinție ca un modest gest de recunoștință din partea noastră adus întregii dumneavoastră activități, dar și un cadou din partea gorjenilor cu ocazia dumneavoastră de naștere pe care o veți aniversa peste foarte puțin timp pe 1 august. Felicitări! Un laudațiu de excepție a primit Horațiu Mălăele din partea vechiului său prieten Ion Cepoi. De câteva timp, mai exact din momentul în care am propus Consiliului Județean acordarea distinției Gorjanul Anului pentru Horațiu Mălăele, m-am tot întrebat ce să spun, ce poți să spui despre o personalitate de anvergura lui Horațiu, astfel încât să nu repeți locuri comune și mai rău decât atât să nu devii ridicol în afirmațiile pe care le faci. Având în vedere faptul că întreaga presă de specialitate și sute de mii de spectatori îl consideră pe Horațiu Mălăele unul dintre cei mai mari actori ai ultimilor 4 decenii. Deși este obișnuit cu scena și cu aplauzele publicului, de această dată Horațiu Mălăele a fost emoționat pentru că a devenit gorjanul gorjenilor. Mi-a stat să vă mulțumesc pentru căldura cu care m-a sprijinit. Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune, mulțumesc o mulțumire aparte prietenului Cepoi, pe care îl cunosc de-al tatăl și nu pot să-l uit. Nu am avut spune foarte multe cuvinte, pentru că de obicei noi actorii vorbim de vorbele altora, dar mă gândeam azi dimineață citind. Citind că numai în calea lactee există vreo 400 de miliarde de stele. Să te naști în acest univers incert și abstract, să te naști, este un lucru incredibil. Să locuiești pe pământ, născându-te, este un lucru incredibil. Să locuiești în România, este un lucru incredibil. Să fii oltean, este un lucru incredibil. Să fii gorjan, este un lucru incredibil. Dar să ajungi într-un an gorjanul gorjenilor, este un lucru fantastic pentru care vă mulțumesc. Horațiu Mălăele s-a născut la 1 august 1952 la Târgu Jiu, a absolvit Colegiul Național Tudor Vladimirescu, iar în 1975 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale la clasa profesorului Octavian Cotescu. Și-a închinat întreaga sa viață scenei, iar după mai bine de 43 de ani de actorie, Horațiu Mălăele este considerat unul dintre cei mai mari actori ai României.